Creștele este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii ni le recomandă în diferite situații. Fie că vrem să slăbim, ori să găsim alternative sănătoase la alte tipuri de carne, fie că dorim să avem un meniu echilibrat. La grătar, marinat sau afumat, peștele este nutritiv și gustos, fiind bogat în acizi grași, precum omega-3, calciu și vitamina D. Ei, v-am convins să mâncați la cină scrumbie sau scumbrie. Voi cum îi spuneți? Scrumbie. Mama m-a trimis la magazin după scrumbie. Scumbrie. Scrumbie. Scumbrie. Fiecare poate zic scumbrie, dar altul zice scurbie. În copilărie spuneau scumbrie, dar mie mi se pare că scrumbie. Scrumbie. Nu ador peștele, dar scumbrie după câte cunosc. Scrumbie este sărată. Scrumbie. Scrumbia sărată și afumată este delicioasă. Scrumbie, specie de pește teleostean, lung de 30-40 de centimetri, cu corpul alungit și turtit lateral, acoperit cu solzi mari albi-argintii, care primăvara intră din mare în Dunăre, unde își depune icrele. Substantivul scumbrie nu există în dicționarul explicativ al limbii române, deci vom evita utilizarea acestuia în vorbire și ne vom exprima corect. Scrumbia de Dunăre este o specie marină migratoare. Am pregătit scrumbie după o rețetă primită de la un pescar. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.